Am ajuns la o intersecție. Mergeam spre vest și avem un drum care face în stânga, ceea ce înseamnă că mergem spre sud, dacă o luăm pe el. Oarecum. Din cer norocul un pic pe el. Vedem unde duce. Încercăm norocul un pic pe el. Direcția de plasare sud-vest acum. Dar sunt foarte multe curbe, e greu de spus. Câte vreme n-am o hartă. Wow, ce superb aici. Foarte frumos. Foarte nasol fără hartă. Hai, GS-ule, du-ne. Du-ne în siguranță. O, aici nu-mi place, înseamnă că sunt ecuator în noastră în față. O mare foarte atent aici. Dar mă surprind de faptul că sunt parapeți ăștia pe aici, ceea ce înseamnă că sunt planuri de modernizare pentru zona asta. Probabil că în viitor vom vedea asfalt aici. Ar fi frumos, pentru că zona e superbă. O duce cu gândul la Transbuceci, la Transarău, Transcăliman. Suntem în munții Căliman acum, cred că. Dacă am plecat spre sud-vest, da, am intrat în masivul Căliman. Nu știu cum îi zice la drumul ăsta, dar e fain. Până aici e ok. Vedem până unde urcă și unde putem să ieșim pe ea. Azi parcă frumos. Pasagerul stă cu minte în spate. Nu prea îmi place pe aici. Prea îmi place. Nu, drumul ăsta nu e ok. Îmi place de lucru unde am ajuns. Cobor. Ușor, grăsanule, ușor! Se pare că nici cartea asta n-a fost norocoasă. Celălalt drum sper să fie cel care merge unde trebuie. Rău e, doamne, fără hartă.
Rău. Și drumurile astea nu sunt, nu figurează pe harta BMW-ului. Am navigația 6, Navi 6, de la BMW și nu sunt trecute aceste drumuri, nici pe Google Maps. Poate pe Google Maps ar fi fost dacă downloadam zona, să pot merge offline, că nu am semnal la internet. Mulți bușteni doborâți aici. Ar fi bine ca cei care exploatează lemnul să-i scoată poștea prima dată. Op, aici avem o porțiune delicată. O luăm pe partea asta. Șurel. Ușurel, grăsanule, ușurel! Nu te înfige la drum. Și mai era o intersecție mai jos, nu? Încă o cabană abandonată în vale. Așa, deci aici am venit de pe drumul din dreapta. Acum luăm în stânga. Am văzut, am lămurit cu ăsta.